Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Miron Manegă și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane. Deviza emisiunii este, ca să fii român, trebuie să poți, Grigore Vieru. Ne puteți vedea în fiecare joi, începând de la ora 21.30 până la 23 și în reluare, miercurea la prânz, începând cu ora 11. Invitatul meu în această seară este scriitorul Laurian Stănchescu. Stănchescu, bine ai venit, Lauriane! Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit, bună ziua, România! În afară de invitatul special, permanent și tutelar, care este domnul Mihai Eminescu, cu care vom începe această emisiune. Măsurariul civilizațiunei unui popor în ziua de azi este o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Modul de a înșira în fraze, noțiune după noțiune, o caracteristică mai abstractă, ori mai concretă a noțiunilor în sine, toate astea, dacă limba e să fie națională, sunt ale limbii. Căci, de nu va fi așa, e prea lesne ca un om să vorbească nemțește, de exemplu, cu material de vorbă unguresc. Sunt popoare ce posed o respectabilă inteligență înaltă, fără de a fi ele civilizate. Sunt altele care, fără inteligență înaltă, întrunesc toate condițiunile civilizațiunii. Științele, afară de ceea ce e domeniul public, trebuie să prezinte lucrări proprii ale națiunii, prin care ea ar fi contribuit la luminarea și înaintarea omenirii. Actele și literatura frumoasă trebuie să fie oglinzi de aur ale realității în care se mișcă poporul, o coardă nouă, originală, proprie, pe bina cea mare a lumii. Declarăm a înțelege, deși nu concedem, ca cineva să fie aservit vreunei națiuni viguroase ce te supune cu puterea brută, ori unei alteia ce te orbește cu lustrul civilizațiunii sale. Dar să fim servitorii cui? Ai ungurilor. Căci ce au acești oameni ca să ne superiorizeze? Au ei ceva ce noi nu avem? Au ei limbă? Au științe? Au arte? Au legislațiune? Au industrie? Au comerciu? Ce au? Limba? Sunetele îngrozesc piatra. Construcțiunea? Modul de a înșira cugetările, de a abstrage noțiunile, tropii, cu un cuvânt, spiritul infiltrat acestui material grunzuros, sterp, hodorogit, e o copie a spiritului limbii germane. Ei vorbesc germănește cu material de vorbă unguresc. Științele? Ce au descoperit ei nou în științe? Prin ce au contribuit ei la înaintarea omenirii? Istoria civilizațiunii a înregistrat numai o nulă. Legislațiunea? Drepturi și legi sunt într-o eternă contrazicere. E o compilațiune răutăcioasă și nerumegată a principiilor celor mai contradictorii, principii care se exclud unul pe altul. Alături cu o constituțiune nedreaptă și parțială, liberală însă pentru unguri, găsești legi din evul mediu mai barbare decât barbaria. Arte și literatură? O traducțiune rea de limba germană. Industria? Germană. Comerciul în mâna evreilor. Va să zică, nu au nimic acești oameni prin care să ne superiorizeze pe noi românii și vom arăta numai decât cum nici nu pot avea, nici nu pot constitui o putere morală oarecare. Cine nu știe acuzațiunea ce ni se face nouă românilor pentru că solicităm pentru noi ceea ce ei au solicitat pentru dânsii? Ce întoarsă, ce minunată trebuie să fie acea glavă care face altuia o crimă din ceea ce el pentru sine își croiește o virtute. Și cine nu-și aduce aminte cum au schimbat numele indivizilor din districte întregi, încât bieții locuitori nemțești nu știau în urmă nici cum îi cheamă. Astfel, cu aparența, cu numele maghiar, ei vor să mintă ființa germană ori română. Dar toată lumea știe că ungurii, chiar în Ungaria proprie, sunt în minoritate și că numai prin influențări materiale la alegeri o au putut improviza acea adunătură ce se pretinde adunare. Noi nu ne putem pune în relațiune de domn și aservit, nici putem intra în tranzacțiuni cu oameni pentru care
care pentru noi sunt competenți, nu sunt competenți nici de a lucra ceva, decât doar prin puterea brută ce le opune la dispozițiune Imperiul, nu însă prin esența dreptului. Vina, în fine, nu e a lor, pentru că generațiunea ca atare nu are vina falsei direcțiuni a spiritului său. Vina acestei direcțiuni o au descreierații lor de magnați, a căror vanitate îi făcea să creadă cum că în această țară, ce e mai mult a noastră decât a lor, ei vor putea maghiariza până și pietrele. Asemenea, cum nu te poți înțelege cu un om a cărui limbă și noțiuni diferă astfel de ale tale, încât el rămâne pentru tine netraductibil, căci tu nu ai noțiunile ce le are el, cum el nu le are pe ale tale, tocmai așa nu te poți înțelege cu inteligența maghiară. Împăcare sau tranzacțiune nu se încape aici, căci divergența noțiunilor fundamentale și a principiilor sistematice condiționează o eternă divergență a deducțiunilor din ele. Va să zic că aici nu se încape acest mijloc dulce și pacific care va fi etern neînțeles. Tu îi spui că națiunea română vrea cu tare și cu tare lucru, el îți răspunde că națiunea română nici nu există. Apoi, înțelege-te cu un astfel de om. Ungurii nu sunt superiori în nimic a națiunilor cu care locuiesc la un loc. Și acest palat de spume mincinoase cu care au înșelat Europa este de aproape privit forma ridicolă a unor pretențiuni ridicole. Kant numește ridicol risipirea spontanee a unei așteptări, a unei așteptări mari într-o nimica întreagă, adică parturium montes nascitur ridiculus mus. Se scremură munții și fătară un șoarece. Stimați telespectatori, acest fragment este extras din articolul Echilibrul, apărut în ziarul Federațiunea de la Pesta în mai 1870 și semnat cu pseudonimul Varo. Eminescu avea atunci 19 ani. Este unul dintre primele analize, nu acest fragment, articolul în întregime, unul dintre primele analize geopolitice ale unei mari părți din Europa pe vremea când noțiunea de geopolitică nici nu exista. Lauriane, te-aș ruga frumos să comentezi un pic acest text. Sigur. Cine vrea să cunoască națiunea română și să vorbească despre ea, trebuie să plece de la voievozii și cărturarii români. Cine citește faptele voievozilor și cărturarilor români o să afle și o să își dea seama ce înseamnă ființa națională românească. Paradoxal, istoria și cultura noastră, paradoxal, repet, se regăsesc în foarte multe texte din antichitate, în texte străine, în istoria altor popoare. Acest articol pe care Eminescu l-a scris la 19 ani, în revista din Federațiunea, am și eu câteva numere acasă, din Federațiunea, deșteaptă pur și simplu starea spirituală pe care o aveau românii plecați să studieze în altă parte. Eminescu fiind la vremea aceea, devenind de fapt un lider al diasporei românești. Ceea ce spune Eminescu acolo este perfect adevărat. Pentru că natura lui Eminescu era cosmică, era universală. Eminescu poate să vorbească în numele culturii și istoriei naționale. Eminescu nu este numai al secolului 19. Eminescu este al întregii culturi și istorii naționale. Previziunile geniului Eminescu, tot ceea ce a scris Eminescu, se regăsește în istoria pe care noi o avem de câteva mii de ani, în istoria pe care o avem astăzi, și Eminescu se va regăsi permanent și în istoria pe care o va trăi poporul român în viitor. Este un crucifix Eminescu, după părerea mea, al gândirii spiritului național. Stimați telespectatori, avem multe de vorbit și de arătat. Am fost împreună cu Laurian Stănchescu în Țara Moților. Am participat împreună cu el și cu încă trei persoane pe care o să le numească el la Marșul Național Avram Iancu. Paradoxal, sau nu știu, printr-o cinică coincidență de destin, sau nu știu cum să o numesc, ziua în care a demarat Marșul Avram Iancu de la Vidra de Sus spre Țebea, în aceea zi, 8 septembrie, de Sfânta Marie Mică,
la Sfântul Gheorghe era interzis tricolorul românesc. A fost cumva ca o compensație negândită dinainte, dar a fost premonitorie. Pentru că pe tot parcursul drumului am purtat tricolorul. Toți cei care, și la mașina care ne însoțea și fiecare dintre noi. Deci marșul Avram Iancu a fost replica cea mai puternică, până una alta, dezonorării drapelului românesc la Sfântul Gheorghe. Dezonorare care nu a fost reparată de instituțiile statului. Asta e și motivul pentru care, da, aici l-aș ruga pe Laurian să explice de ce avem acest drapel, ce e acest drapel și de ce este așa cum este. În doliu. E în doliu. Drapelul național este în doliu, pentru că după această umilire și execuție publică de care vorbește, de care știe toată lumea, mai puțin clasa politică, bănuiesc că n-a aflat încă, am inițiat în urmă cu câteva zile un protest public în fața Guvernului României cu tricolorul în doliu. Este cea mai mare ofensă pe care o poate aduce cineva unei națiuni. Să interzici acasă la tine tricolorul, să-l umilești, să-l îngenunchezi și pur și simplu să-l batjocorești. Eu aș fi vrut, când am aflat această chestiune, să plec direct acolo, dar trebuia să continui Marșul Național Avram Iancu, așa că eu m-am săturat să fac apeluri peste apeluri către clasa politică românească. Am hotărât ca de ieri să iau o inițiativă personală și să intru în viața publică românească într-un mod inedit. Voi face politică în țara mea pentru că eu consider că această Românie mai stă doar într-un fir de Românie. Tot ce a însemnat până acum cultură, istorie, administrație, tot ce a însemnat România de-a lungul timpului, nu vorbesc de 2000 de ani încoace, vorbesc din perioada interbelică și până astăzi, au reușit să sfărâme acești oameni care, după părerea mea, nu știu ce înseamnă limba și cultura română, nu știu să onoreze ceea ce strămoșii noștri ne-au dus până în clipa de față. Acești oameni vor avea în mine de acum încolo un adversar care nu va ierta absolut nimic. Nu voi fi un om rău, ci voi fi un om bun cu țara mea, pur și simplu. Nu este rolul meu ca să atenționez România de pericolul în care se află tricolorul. Lucrul acesta ar fi trebuit să-l facă președintele României Klaus Iohannis, primul ministru Victor Ponta, ar fi trebuit să-l facă ministrul de interne și ministrul apărării. Iată că în țara asta politica românească se face doar într-un anumit fel. E o politică antiromânească și consider că absența lor din viața publică privind dezonorarea tricolorului la Sfântul Gheorghe, care este teritoriul românesc, este măsura iubirii lor față de neamul românesc. Pentru că tricolorul, la urma urmelor, înseamnă neamul românesc, Miron. Da. Ar trebui să spui ce-i cu... Asta este, de fapt, am să spun eu acum, este tricolor, de fapt, suportul pe care sunt alte simboluri, suportul pe care l-am plimbat este tricolorul cu Avram Iancu, este tricolorul pe care l-am purtat sau care am acesta defilat. Acesta este de anul trecut. În marșul Avram Iancu, da. Și a fost purtat și anul trecut. Dar pentru că tot a venit vorba de marșul Avram Iancu, poate că ar fi bine să vedem acel prima parte a unui reportaj pe care l-am făcut cu mijloace improprii, dar l-am făcut pentru a sugera cât de cât ceea ce s-a întâmplat acolo și să comentăm, după aceea. Da. Deci v-aș ruga în regie reportajul. Dați-i drumul atunci.
Dar într-o zi ardeau leși iubire, ca pasărea de foc reînvie. Pentru clasa politică românească. Clasa politică românească în ghilimele, în ghilimele mari de tot. Mă, fraților, bă, politicienilor de astăzi, care voi singuri vă numiți politicieni. Avram Iancu trebuie să fie modelul vostru și de viață, și de istorie, și de cultură, și de spirit național românesc. Avram Iancu trebuie să fie modelul vostru pe care trebuie să-l urmați zi de zi, secundă de secundă, atât în timpul vieții voastre, cât și în timpul morții voastre. Pentru că Avram Iancu, spiritul lui Avram Iancu, este tutelar pentru națiunea română. Voi trebuie să faceți, dragii mei politicieni, în ghilimele, trebuie să faceți din testamentul lui Avram Iancu litere de lege românească. Așa cum spunea Iancu în testamentul lui, unicul meu dor este ca să-mi văd națiunea mea fericită. Neamul nostru, neamul nostru, într-un pas.
ceata, coborâ tu sabia. Ardeal, orizont fatal, nu mai vale deal, hei, să jurăm pentru Ardeal. Jurăm, jurăm, jurăm pentru Ardeal, jurăm, jurăm, jurăm pentru Ardeal. Doamne, fânul e înflorit, e înflorit, ești cu neamul racosit. Și când iarna o cuprins, o cuprins, ești cu neamul racolins. Ardeal, orizont fatal, nu mai vale deal, hei, să jurăm pentru Ardeal. Jurăm, jurăm, jurăm pentru Ardeal, jurăm, jurăm, jurăm pentru Ardeal. Ardeal, orizont fatal, nu mai vale deal, hei, să jurăm pentru Ardeal. Jurăm, jurăm, jurăm pentru Ardeal, jurăm, jurăm, jurăm pentru Ardeal, jurăm, jurăm, jurăm pentru Ardeal, jurăm. Ai trăit supărată, Doamne, ocrotește-i pe români. Ne-o umplut amarul crud, plânsul nostru-i tot mai surd, Doamne, ocrotește-i pe români. Silvania mea sfântă, de mult ai fost tu dorită, Doamne, ocrotește-i pe români. Daia noastră dealul sfânt, de când suntem pe pământ, Doamne, ocrotește-i pe români. Daia noastră dealul sfânt, am revenit în studio, am văzut prima parte a reportajului Marșul Național Avramiancu, partea a doua e a emisiunii. Aș vrea doar să precizez, că nu avem foarte mult până la pauză, câteva lucruri. Unu, cei care au participat au fost următorii, numește-i. Nu, te rog să-i numești tu. Deci au fost așa, noi doi, cei pe care le vedeți, Dorian Teodor, de la Asociația Probasarabia și Bucovina, Lucian Curelariu de la Ziarul Puterea, de la Ziarul Puterea și colonelul. Colonelul Dima Petric. Ăștia am fost toți. Aș vrea să atrag atenția asupra câtorva detalii pe care le-ați văzut în film. În primul rând, marșul apoi de la casa lui Avramiancu, acolo unde băteau clopotele și suna tulnicul. Acolo este și muzeul Avramiancu și statuia lui Avramiancu. Am trecut pe lângă prima biserică pe care ați văzut-o, este biserica unde a fost botezat Avramiancu. Ați văzut că chipul lui se află pe zugrăvit în biserică.
Iar la Lunga Dragostei, am mers mai departe, la Lunga Dragostei, ați văzut, era un moț care ne-a ieșit în întâmpinare cu un tricolor de-al lui, a venit și a sărutat, a îngenunchiat în fața drapelului cu Avram Iancu și a sărutat drapelul. Iar puțin mai încolo, un infirm într-un cărucior care a mers și el ne-a însoțit o porțiune de drum. Iar a doua biserică pe care ați văzut a fost la Mihăileni și cu asta cred că va trebui să intrăm în pauză, comentăm după prima parte. Așa că, stimați-le spectatori, câteva minute de pauză. Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Am revenit în studio la Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane. Deviza noastră este, ca să fii român, trebuie să poți. Laurian Stănchiescu, împreună cu câțiva nebuni, nu? Cei mai luciți nebuni din România. Așa, Laurian Stănchescu, te-aș ruga să comentezi puțin derularea imaginilor din prima parte a reportajului. Nu ți-ascund faptul că m-a tulburat foarte mult filmul pe care l-am văzut. Am retrăit, așa cum retrăiesc cu sufletul și cu toată ființa mea, acest marș național dedicat lui Avram Iancu. Avram Iancu fiind pentru mine cel mai înalt model politic, cel mai înalt model politic vorbind din antichitate încoace. Într-adevăr, au ieșit oamenii la porți, nu s-a filmat pe cât s-a putut, pentru că foarte mulți ieșeau la porți, intrau după aceea, parcă se rușinau de această identitate pe care noi o trăiam pe străzile și pe ulițele și prin satele Apuseniului. Și le strigăm mulți în față, practic. Da, sigur că da. Ei fiind de acolo. Mulți stăteau, dacă ai văzut, prin grădini, da. Mulți stăteau pe la ferestre, prin ascundeau după perdele. Tindă, da, dădeau perdele la o parte. Deci, practic, tot timpul ei au fost prezenți cu noi, moții de acolo. Au fost prezenți, au fost cu noi, au fost lângă noi. Eu le mulțumesc pentru acest lucru. În orice caz, asta a fost în prima parte, în țara moților propriu-zis. În țara moților, sigur că da. Eu aș dori să, ca acest film să-l prezentăm undeva în Apuseni sau chiar să vedem dacă îl putem prezenta politicienilor, să-i invităm așa cum eu mă duceam pe vremuri la matineu, eram copilaș și plăteam 50 de bani un bilet, pe ei aș invita gratis în Palatul Parlamentului o ședință a camerelor reunite ca să vadă acest film și ceea ce mai urmează, că filmul nu este întreg, va fi întregit. Poate, zic îndoială de ființă, poate că ar încerca cât de cât să trăiască acest sentiment și această dramă, pentru că să-ți iubești țara, să mori pentru țară, să clipă de clipă, să renunți la tot ce înseamnă viața ta personală, este o dramă, dar dincolo de drama aceasta se ascunde bucuria că tu ai trăit sentimentul pe care țara l-a trăit cu strămoșii tăi. Spun, repet, mi-e din ce în ce mai greu să vorbesc, pentru mine faptele sunt biblice, așa cum am spus de foarte multe ori, și voi încerca de acum încolo să trăiesc numai prin fapte și mai puțin prin cuvinte. Încerc să renunț și la viața mea de scriitor. Am câteva cărți începute, nu știu dacă am să le termin, dar ceea ce mă interesează cel mai mult este ca națiunea română să-și recapete onoarea, să-și recapete demnitatea, să-și recapete acea strălucire pe care a avut-o atunci când bărbați de seamă din cultură și din politică i-au stat în preajmă, au luptat și au murit pentru națiunea română.
Ar fi bine acum să vedem și partea a doua până nu se răcește, ca să vedeți, stimați telespectatori, că e o diferență între comportamentul moților din țara moților și a moților din țara Zarandului. Pentru că urmează ceea ce s-a întâmplat în țara Zarandului, începând cu Mihaileni. Dați, vă rog, filmul. Thank you.
soțul între moți. Câmpia libertății spune că Avramiancu suntem toți, că Avramiancu suntem toți. Trăiască duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți. Câmpia libertății spune că Avramiancu suntem toți, că Avramiancu suntem toți. Ce vești mai aveți voi români despre Iancu? Să spună ce știu toți acei care știu. Ce vești să avem, suntem oasta lui Iancu, la Țevea, la Țevea, eroule viu. Eroul ne cheamă, ne cheamă la Țevea, al nostru frumos, bă Dimitrăișor. Aici ne rugăm pentru Iancu la Țevea, roș, galben, albastru, altar tricolor. Trăiască duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți. Câmpia libertății spune că Avramiancu suntem toți, că Avramiancu suntem toți. Trăiască duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți. Câmpia libertății spune că Avramiancu suntem toți, că Avramiancu suntem toți. Popor românesc, nu uita niciodată că nu ești urmaș de fricoși și bastarzi. La tine acasă cât faci o chiroată, de dragul eroilor veșnic să arzi. La Țevea poșnesc românește gorurii, întreg calendarul se aude pe drum. Și clopot de fier unde lemnul furtunii, la Țevea, la Țevea, la Țevea acum. Trăiască duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți. Câmpia libertății spune că Avramiancu suntem toți, că Avramiancu suntem toți. Trăiască duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți. Câmpia libertății spune că Avramiancu suntem toți, că Avramiancu suntem toți. Și nu e român omul care în viață odată măcar într-un ceas minunat pe sine privindu-se parcă în față lui Iancu Avram nu i s-a închinat. Tu, Iancule sfânt, ne-ai purtat idealul, la Țevea venim, fii tăi te cinstesc. Lui Iancu închinare, trăiască Ardealul, trăiască întregul popor românesc. Trăiască duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți. Câmpia libertății spune că Avramiancu suntem toți, că Avramiancu suntem toți. Trăiască duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți. Câmpia libertății spune că Avramiancu suntem toți, că Avramiancu suntem toți. Sub cetina brazilor este
țara moților, sus în munții apuse, din Abrud la Areșe, sub cetina brazilor, este țara moților. Horea, Cloșca și Crișa, Avram, Iandu și Alănea, treziți-vă din mormânt și pune țara la rând. Murmură izvoarele, tremură pădurile, răsună din depărtare, tulnic plâng sfântă chemare. Dar de-o vreme ceva doare, iar se aude de trădare. Avem codri și izvoare, călcăm aur în picioare. Dar de-o vreme ceva doare, iar se aude de trădare. Horea, Cloșca și Crișa, Avram, Iandu și Alănea, treziți-vă din mormânt și puneți țara la rând. Murmură izvoarele, tremură pădurile, răsună din depărtare, dulnic plâng sfântă chemare. Sunt extrem de furios și îmi pare rău că până în clipa de față nu am fost mai nebun decât sunt pentru țara asta. Îmi pare rău că am fost prea cu minte în România, îmi pare rău că m-am născut un om cu minte, îmi pare rău pentru această națiune română. Frații mei români, oameni buni, trăim clipa cea din urmă, repet de 3 ori ca pe rugăciune. Gândiți-vă la un singur lucru. Noi am primit istoria de-a gata. Noi ne-am născut în istoria aceasta, făcută de înaintașii noștri, făcută de mari voievozi și de mari cărturari români. Nimeni nu cred că în lumea asta s-a mai născut într-o istorie gata făcută. Dacă Avram Iancu s-ar fi născut în Antichitatea Romană sau în Antichitatea Greacă, astăzi era un erou în toate mitologiile lumii, era un erou de antichitate. Dar destinul nostru românesc l-a ales pe Avram Iancu să se nască în mitologia românească. Pentru că fără Avram Iancu, astăzi în Transilvania curgea o istorie străină pe o albie românească. Mai mult decât atât, Avram Iancu este antichitatea istoriei românești. Avram Iancu
este mitologia istoriei românești. Frați români, gândiți-vă la un singur lucru. Jertfa lui Avram Iancu este de fapt răstignirea din care s-a născut poporul român. Pentru că învierea se naște numai din răstignire. Frați români, haideți să ne răstignim toți ca să putem învia prin răstignire. Trăiască Duhul lui Avram Iancu! Am revenit în studio. Ați văzut și partea a doua a reportajului. Reportaje până la urmă. În sfârșit, așa cum este. Stimați telespectatori, vreau să semnalez câteva detalii. Faptul că în biserica de la Mihăileni, pentru că de la Mihăileni încoace, intrăm deja, cum am spus, în Țara Zarandului. Mihăileni, Zdrabți, Crișcior. Cam asta e porțiunea pe care ați văzut. Ați văzut că și oamenii sunt altfel, sunt mai calzi, chiar au intrat în hora noastră, în marșul nostru, ne-au însoțit în costume naționale, au fost și călări, tot în costume naționale. În sfârșit, în biserica de la Mihăileni, în Țara Zarandului, așa cum v-am zis, oamenii sunt altfel, dar de aici, de aici a pornit războiul lui, războiul popular țărănesc al lui Horia Cloșca și Crișan. Ați văzut chipurile lor în biserică, ca și chipul lui Avram Iancu. Și în rest, te-aș duca pe tine să comentezi, Laurian. Miron, crezi că se mai poate comenta ceva după asemenea lucruri? Iată că trebuie să vorbim despre lucrurile astea, trebuie să le înmulțim, Miron, așa cum se înmulțesc rugăciunile, așa cum se înmulțesc jurămintele pentru țara asta. Așa cum am spus acolo, am fost prea cu minte și îmi pare foarte rău. De acum încolo voi fi un nebun, voi fi cum n-am fost în viața mea, pentru că nebunia mea este lucidă. Este o nebunie care venerează poporul român, care venerează eroii acestei națiuni, uriașe, o națiune foarte mare, după părerea mea, este una dintre cele mai mari națiuni ale lumii. Miron, nu exagerez cu nimic. Oamenii trebuie să știe și să se intereseze, să cunoască istoria noastră națională. Poporul român este una dintre marile națiuni ale lumii. Asta e un lucru pe care trebuie să-l afle și politicienii noștri. Acum, cu permisiunea ta, câte minute? Mai sunt vreo 3 minute. Aș vrea să prezint ceva, cu permisiunea ta. Prezint. Aș vrea să prezint un mare artist român. Aș vrea să camera unde acolo, cred, este vorba de Ioan Bolborea. Să ții asta ca să până când da, știu. Prinde camera. Mm-hmm. Este vorba de așa, Ioan Bolborea, un mare artist român care lucrează la un monument al Unirii noastre. Lucrarea este aproape gata și trebuie să o facem cunoscută. Ea va fi amplasată în piața Alba Iulia din București. E o lucrare monumentală, o lucrare uriașă a acestui mare artist român. Vreau să spun că Ioan Bolborea nu este mai prejos la ora actuală decât marii artiști din Europa sau din lume sau de peste ocean. Numai că la noi în țară lumea s-a obișnuit. Aici este catalogul expoziției. În data de 15 octombrie, la ora 18, la Palatul Cotroceni, în Muzeul Palatului Cotroceni, are loc o expoziție cu foarte multe variante ale acestui monument. Un monument uriaș, un monument care face cinste spiritualității românești contemporane. Ioan Bolborea, un mare artist român. Da. Pentru că a venit vorba de unire. Și acum să continuăm, că se încadrează în discursul nostru. Sigur, Miron, întreabă-mă ceva. Doamna la care am fost cazați cu toți. Apropo, stimați telespectatori, ne-au rănit și ne-au găzduit moții din Țara Zarandului. Da. Nu a trebuit să... Da. Ba chiar s-au supărat la un moment dat când am vrut să mergem... să mergem mai departe, adică să mergem în altă parte, că ne apropiam de Țebea. Este vorba de o familie generală acolo. Da, este vorba de o familie prietenă pe care am întâlnit-o cu mulți ani în urmă, de-a lungul marșului
marșurilor pe care le-am făcut, Cornelia Marta din Zdrapți. Cornelia Marta este un dascăl care predă copiilor de grădiniță istoria națională și cultura noastră națională. Este un spirit absolut extraordinar al Ardealului, al țării Zarandului, la fel ca și mama domniei sale, poeta Maria Oprea, poeta Maria Oprea, cea mai bună poetă populară din România. Acolo, în casa aceea unde am fost găzduiți zi și noapte, o săptămână, unde, mai mult noaptea, că ziua unde ne-am simțit foarte bine, ne-au dat să mâncăm, ne-au omenit și ne-au prețuit foarte mult pentru acest marș național pe care l-am făcut. Acolo m-am simțit pur și simplu, eu și colegii mei, la fel prietenii mei de marș, seara când ne întorceam obosit și, mă rog, cu această încărcătură istorică pe care o ducem de atâția ani, doamnele respective, Cornelia Marta și Maria Oprea, nu știau cum să ne primească mai bine, nu știau ce să ne pună pe masă și nu știau ce vorbe bune să ne aducă acolo în casa aceea unde ne-am simțit. Și eram niște oameni flămânzi. Eram niște oameni flămânzi pentru că mă celuiam. Cum erau? Cum? Cum era? Ai spus erau niște oameni, niște bărbați flămânzi. Da, eram pentru că efortul era foarte mare, era foarte mare. Oameni buni, frații mei români, așa cum obișnuiesc să vă spun, să știți că n-a pierit din România, mai ales din Transilvania, din țara moților și din țara Zarandului, n-a pierit acea scânteie extraordinară care ne-a dus pe noi de-a lungul timpului și ne-a dus în clipa de față. Acea scânteie, chiar dacă este latentă, ea există acolo și are o forță uriașă. Are forța soarelui din univers. Așa cum soarele are puterea lui pentru univers, acea scânteie latentă din sufletele țării Zarandului, din sufletele oamenilor din țara moților. Laurian, va trebui să te întrerup brusc pentru brusc, un scurt moment. Brusc să mă întrerup. Îmi pare rău. Te rog. Ioane, 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 ai murit ca milioane. Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Ioane, 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 ai murit ca milioane. Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane, fără de mormânt. Am revenit la Trezește-te, Gheorghe, Trezește-te, Ioane. Deviza noastră este: ca să fii român, trebuie să poți. Ați văzut reportajul din țara moților și țara Zarandului despre marșul național Avram Iancu. Rămăsese și Adrian Laurian Stănchescu cu vorba neterminată. Apropo de cei care n-au pierit. Sigur, sigur că da. Vorbeam de acea scânteie miraculoasă, acea lumină miraculoasă care există în sufletele românilor, nu numai din țara moților, nu numai din Transilvania, Ardeal, ci și din toată România care e în țară sau care e în străinătate. Vorbeam de acea scânteie salvatoare, miraculoasă, care ne-a dus tot timpul de-a lungul istoriei. Atunci când am crezut că neamul românesc o să piară, iată că istoria, scânteia aceea sau lumina aceea a explodat în... Eu zic sindromul Mărășești. Da, dar în paralel cu... A explodat în viața noastră personală și pur și simplu am renăscut. Așa se va întâmpla și de data asta, Miron. În paralel cu scânteia asta sunt cei care vor să stingă focul. Dovadă, da, sunt mulți. Proiectele tale, sigur, legislative, Ziua Națională Brâncuș și proiectul și declararea lui Avram Iancu erou, martir și erou al națiunii române. Sigur că da. Cineva se opune. Erau... Da, se opune UDMR. Hai să terminăm cu UDMR. Așa. Care a fost traseul la declararea lui Avram Iancu martir și erou? Da. A fost în comisia de... A fost prima dată început la Câmpeni. De fapt, de 5 ani de zile tot vorbesc ca Avram Iancu să primească această titulatură nobilă de martir și erou al națiunii române în Parlamentul României.
Este o recunoaștere. De ce în Parlamentul României m-au întrebat mulți? Pentru că Avram Iancu este cunoscut. Nu, fraților, nu așa se trăiește sau se împlinește istoria noastră națională. Dacă vrei să fii respectat, dacă vrei să intri în rândul marilor națiuni, dacă vrei să te respecte celelalte națiuni, tu, ca națiune, trebuie să-ți dai ție, în primul rând, onorul. Și după aceea ce-i lasă, de ați onorul. Parlamentul, deci era... instituția care ne reprezintă pe noi. Da, ideea mea a fost ca să fie recunoscut Avram Iancu în Parlamentul României ca martir și erou al națiunii române, pentru că această idee, în clipa în care se naște în țară și în clipa în care se ivește în țară, creează pur și simplu un orizont românesc în orizontul celorlalte națiuni din lume. Asta a fost ideea. I-am dat, proiectul meu a fost preluat de Teodor Atanasiu și Crin Antonescu în Parlamentul României, a fost preluat de ei, eu l-am dat, eu m-am întâlnit cu Teodor Atanasiu în Parlament, la Camera Deputaților, i-am dat proiectul, semnat de toți primarii din Apuseni, primarii însemnând exact zona pe unde trecem cu Marșul Național Avram Iancu, toți au semnat acolo, iar în acest protocol scrie foarte clar că ideea este a lui Laurian Stănchescu. Această idee pentru Avram Iancu. Ori ei ce au făcut? La foarte puțin timp după ce l-au preluat, Teodor Atanasiu a avut o conferință de presă la Alba Iulia, în care a spus public, evident, că marșul, această idee aparține, de fapt, Partidului Național Liberal, aparține lui Teodor Atanasiu și lui Crin Antonescu. Evident că este deci absolut fals. Deci i-au preluat, dar l-au și însușit. Și l-au și însușit. Nu numai atât ei ca persoane, dar și Partidul Național Liberal a spus Teodor Atanasiu deci că l-a însușit. Ori, nici nu mă miram să fie altfel, Miron. Dar lucrurile sunt foarte clare. De ieri am început o luptă la baionetă, așa cum am scris într-un articol care a apărut în presă, am început o luptă la baionetă cu acești oameni care fac țara de rușine. Deci pe lângă faptul că ei l-au preluat și l-au însușit fiind al lor, se întâmplă o opoziție în Parlamentul României împotriva acestei zile și împotriva lui Brâncuțaru. Ceea următor. Ce spune, vorbește de la sine despre importanța acestor proiecte legislative. Da. Le e frică, pur și le simplu. E frică, să termin le ideea. E frică de Avram Iancu și de Constantin Brâncuș. Iartă-mă, Laurian. Sigur, nu, tu ai dreptate. Le e frică nu numai de Avram Iancu și de Constantin Brâncuș. Le e frică de toată istoria noastră națională și cultura națională. De parcă ei ar fi din altă cultură, din altă istorie. Asta este frica lor ancestrală. Păi, nu știu dacă fac parte dintr-o istorie. Eminescu îi numea Româncuri. Împărțea societatea românească în români și Româncuri. Ei sunt Româncuri. Da. Miron, ideea este așa mai departe. Proiectul național Avram Iancu a trecut prin Parlamentul României, prin Senat, a trecut martir și erou al națiunii române, prin Camera Deputaților, a trecut doar erou al națiunii române. Pentru că de la Senat până la Cameră, evident, au fost niște presiuni foarte mari. Nu pot să dau... M-au rugat parlamentarii care mi-au spus acest lucru să nu le dau numele pentru, mă rog, protecția și liniștea lor. Dar UDMR-ul s-a opus constant. UDMR-ul s-a opus constant acestui proces, proiect. De aceea, la Senat a trecut martir, la Camera Deputaților decât erou. A trecut în februarie anul acesta, în martie a ajuns la președinte, la promulgare, iar după cum se știe foarte bine, președintele Klaus Iohannis l-a retrimis în Parlament. Nu a fost de acord ca Iancu să poarte titulatura nobilă de martir și erou al națiunii române. Spun nici așa măcar cum așa e proiectul. Nici măcar de erou al națiunii române. Iată până unde merge românismul lui Klaus Iohannis. Iar proiectul a revenit în Parlament. Acum, e o chestiune. Abia aștept să văd ce se întâmplă. Ce știu este că a fost respins în Camera Deputaților. UDMR-ul a făcut iar o presiune foarte mare, de parcă noi am avea guvern UDMR, Parlament UDMR, președinte UDMR și așa mai departe. Urmează să intre în plen proiectul Avram Iancu. Urmează să intre în plen și să fie votat în Camera. A fost respins și acum urmează să intre săptămâna reprezentantul viitoare. Reprezentantul Ministerului Culturii s-a opus. Da, s-a opus. S-a opus nu numai el, dar și UDMR-ul și foarte mulți parlamentari români s-au opus la urma urmelor. S-au opus la acest proiect.
De-aia nici n-a trecut. Dar săptămâna viitoare, azi e luni, săptămâna viitoare, am aflat din Parlament, am vorbit cu cineva, va intra în plenul Camerei Deputaților. Da. Proiectul. Ok, și acum asta e prima problemă. Hai să o lăsăm cu va urma, dar să punem punct, deci cu punctul va urma, ca să putem să facem loc și puțin și lui Brâncuș. Da. Stimați telespectatori, de la Țebea, după festivitatea de la Țevea, am plecat spre Oltenia. Am fost la Hobița, unde am stat de vorbă cu câțiva brâncuși. Sunt vreo 70 în tot satul, urmași pe linia colaterală a fraților lui Brâncuș. Sunt vreo 70, unii dintre cei care se numesc Brâncuș și-au luat numele după neveste. Exact, mi-e rând să menționez ceva. Tatăl lui Brâncuș a avut două soții. A avut-o pe Ilinca, cu care are trei copii, cu care a avut trei copii, și a avut-o pe Maria Deaconescu, mama lui Brâncuș, cu care a avut patru copii. Deci Brâncuș are și trei frați vitregi. Și din toată această familie sunt urmași 70 de, 70 de Brâncuș. Cu vreo doi am stat și noi de vorbă. Da. Grigore Brâncuș și Maria. Și Maria Brâncuș. Și am filmat. Am filmat... cum să o numesc acum, casă nu mai este. Nu mai Bârnele este casă, loc, casa în care s-a născut Constantin Brâncuș. Ruina casei, de fapt. Da, hai să, înainte de a vorbi și despre Brâncuș, să arătăm și telespectatorilor ce a rămas acolo. Da. Filmul, vă rog. Iar acum noi putem comenta, pentru iată imaginea, cum am venit prin gardul ăla de sârmă, se vede... Da. Este casa, se vede casa, de fapt, în care... urma casei în care s-a născut Constantin Brâncuș. Este o ruină totală. Nu știu dacă mai poate fi salvată, dacă nu va intra în iarna asta cu totul în pământ. Sper, cred, mă rog la Dumnezeu să nu se prăbușească. Această casă, Miron, la Paris sau în orice alt loc din Europa, în America, în Franța, în Australia, această casă ar crea până la ea un pelerinaj. Această casă lui Constantin Brâncuș ar fi un pelerinaj din toată lumea până la ea. Cel mai mare sculptor modern al lumii. Da, iată ce se întâmplă în România cu locul acesta. Pentru că eu consider că e un templu al universului, al spiritualității românești. Această casă în ruină, așa cum arată ea, are o strălucire extraordinară. Are aura lui Brâncuș. Această casă, așa cum este ea, în ruină totală. O să vedem și în interior. S-ar putea să mai reziste iarna asta? Poate ar trebui acoperită cu ceva, nu? În iarna asta, în toamna asta, mă gândeam să mergem. Sper că au mai intrat niște bani în contul pe care l-am deschis. Da, apropo de asta, să povestim. Să cumpărăm. Într-o zi, enervați de faptul că nimeni nu face nimic, am decis, de fapt, tu ai decis până la urmă. Împreună, astăzi, împreună acum, am decis. La prima bancă. Împreună am decis cu tine și cu Lucian Curelariu. Așa, hai să intrăm în prima bancă. Cont. Păi cum? Cont pe nume personal, și pentru că am fost singurul care avea buletinul la mine, a căzut, cum să zic, corvoada pe mine, a căzut măgăreața pe mine. Iată... Și iată găinile care sunt... Găinile sunt frumoase, sunt minunate. Mi-a plăcut foarte mult așa. Găinile astea, mă țineam cu camera după ele la un moment dat. Da, găinile astea mă duc cu gândul la cocoșul lui Brâncuș. Mă duc cu gândul la păsele lui Brâncuș. Găinile care sunt acolo în această casă. Ar fi Doamne putut... Dumnezeule! Da. Victor Ponta. Da. Victor Ponta, prim-ministrul României, premierul României, este deputat de Gorj. Da. M-a rugat de Victor Ponta ani de zile. M-am întâlnit cu el în Gorj, pe 6 decembrie, înainte de alegeri. I-am spus proiectul meu. Vreau să spun ceva. Victor Ponta a câștigat alegerile din Gorj în 2012, în 9 decembrie, pentru că a promis gorjenilor și țării întregi, sunt declarații publice, 1. Că se va ocupa de repatrierea osemintelor lui Constantin Brâncuș, un alt proiect de-al meu, și va restaura casa lui Constantin Brâncuș. Sunt declarațiile lui publice. Cu aceste declarații, Ponta a câștigat alegerile în Gorj. După care a uitat. Și... A uitat și de curând a făcut niște declarații, joia trecută, în sensul că Brâncuș nu poate fi repatriat. Osemintele nu pot fi repatriate. Deci asta a făcut acum, a făcut niște declarații. Joia trecută, pe 1 octombrie. Da, a făcut declarații de presă, publice. 1. Brâncuș nu poate fi repatriat.
că este cetățean francez, exclus, așa a spus el, exclus, pentru că eu am demonstrat că e cetățean român cu un document din Ministerul Justiției, deci cetățean român. Poate nu fi fost bine informat de consilier. Este foarte bine informat, te rog să mă crezi, pentru că această știre este publică, faptul că Brâncuș e cetățean român în primul rând, în primul rând. A doua chestiune, a spus că statul francez se opune repatrierii osemintelor lui Constantin Brâncuș. Total fals, pentru că există declarația publică a ambasadorului. Sigur că da, am prezentat ambasadorului aici în emisiunea acum, francez în România, la ambasada României, în care spune foarte clar ambasadorul Franței. Textual spun, Franța nu se opune repatrierii osemintelor lui Constantin Brâncuș, este o chestiune privată. Deci Ponta a mințit public de două ori. Dar o fi uitat. Și în foarte multe... O fi uitat că... Păi, omul știe care nu spune adevărul, inventează tot felul de lucruri. O fi uitat că știe care e situația... Nu, Miron, el își pregătește o nouă imagine politică. Pentru că, mai departe, a spus că în ciuda eforturilor și în ciuda acestor condiții vitrege de a-l aduce pe Constantin Brâncuș acasă, în ciuda faptului că se opune Franța, el va încerca să-l aducă pe Constantin Brâncuș acasă. Iată duplicitatea lui... Deci dar vrea să-și însușească acest capital. Sigur că da, într-un fel își însușește acest proiect, dar... Păi văd că eu, că văd că și stânga și dreapta face, că-s liberali, că-s PSD-și, că toți fac la fel. Toată clasa politică. Uite ce a rămas. Vai, da, da. Gândește-te că acolo a dormit Brâncuș, a mâncat Brâncuș, s-a născut Brâncuș, aici. S-a născut în această casă, a lucrat. Acolo este har, acolo e spiritul lui Brâncuș, acolo e sufletul lui. Pentru că el știe ce spune pe patul de moarte. De aceea sufletul lui Brâncuș e în această casă. Deci s-a terminat. Atâta cât am extras eu din ce am filmat acolo, mi se pare revoltător. Ceea ce am văzut e corolar al situației din Parlament, situației legislative vis-a-vis de Brâncuș, da, da. Care a avut și el o altă traiectorie. Prima dată s-a opus, cine s-a opus? La ziua națională Brâncuș. Că s-au suprapus atât că nu mai țin minte. Știu că și el a fost respins inițial, da, aprobat după aceea. Sigur că da. Și acum? Exact. Și acum Brâncuș a trecut. Proiectul Brâncuș, ziua națională Brâncuș, care va fi sărbătorită pe 19 februarie, a trecut prin Comisia Camerei Deputaților. Deci e trecut. Mm-hmm. Proiectul Brâncuș a trecut. Da. A trecut. Dar și... nu fusese respins de Senat prima dată? Ba da. Senatul a respins, dar în Camera Deputaților, care e for decizional, prin Comisia de Cultură, a trecut proiectul Brâncuș. Acum este o simplă formalitate, pentru că va ajunge și în plen. Dar odată ce a trecut de comisie, e o simplă formalitate ca să fie votat în plen. S-ar putea ca UDMR-ul să dea peste cap această formalitate, sigur că da, în plen. Da. Le e frică. Deci, dincolo de conjuncturi, faptul că UDMR-ul care se opune atât de vehement, înseamnă că... Iron, UDMR-ul înseamnă și Victor Ponta, înseamnă și Klaus Iohannis, înseamnă toate partidele românești din țara asta. Deci UDMR-ul e peste tot. UDMR-ul decide în România... Deci un ONG... Sigur că da. Sigur că peste da. Cine să fie declarat erou, cine să nu fie declarat erou. Da. Decide soarta națiunii române până la urmă UDMR-ul. De aceea aceștia pentru mine sunt trădători. Sunt anti-români. E un sistem anti-românesc. Absolut, da. Pur și simplu. Am declarat de multe ori acest lucru. Să ne adunăm atunci, să vedem, să vorbim despre ceea ce... Nu ne mai adunăm. Pur și simplu dăm drumul lucrurilor. Nu să ne adunăm, în esența lor, gândurile și... Să ne revărsăm. Da, să ne adunăm și să ne revărsăm, Iron. Așa e, ai dreptate. Și... Deci, te-ai hotărât, Laurian Stănchescu, vei intra... Miron, voi intra în politică pentru că ani de zile am sperat, am crezut că de la din 4 în 4 ani, mă rog, poate să intervină ceva, poate să vină un politician. Vorbesc de oameni providențiali. Am zis, fraților, nu se poate ca în România să se fi terminat oamenii providențiali. Oamenii providențiali există în România, numai că nu sunt în politică. Aici este marea mea nelămurire. De ce acești oameni extraordinari, pentru că sunt în România foarte mulți, nu intră în politică? De ce? Ei nu vor să-și salveze țara, națiunea și pe ei până la urmă.
și pe copiilor și pe nepoților. Da. Aici este toată problema pe care o trăiește România, o problemă foarte gravă. E o problemă a intelectualilor români pe care a sesizat-o în perioada interbelică Mircea Eliade. Intelectualitatea românească e absentă. Românească este... are și dimensiunea spiritualității și asta a fost tot timpul. Miron, arată-mi un singur intelectual român care a ieșit să se bată cu clasa politică românească. Arată unul singur. Păi n-am. Nu există. Nu există. A ieșit istoricul acela, cercetătorul, care a ieșit în stradă și a protestat, nu mai știm nimic de el, ce s-a fi întâmplat. Florin Șandru. Da, profesorul. A ieșit. A ieșit în stradă, a stat în fața guvernului ca un om cu minte. Aici e nevoie de oameni nebuni. Nebuni în ghilimele, Miron. Nu de oameni cu minți. Realmente. Adică s-a terminat cu acea cumințenie. Ne aducem aminte de cumințenia lui Brâncuș. Nu. Aici e nevoie de oameni nebuni, fermi, clari, care să dea la o parte această clasă politică și să facă loc unor oameni care, într-adevăr, pot salva țara. Știi cum este povestea? Da, de cum? Povestea noastră națională, povestea României. România este o mare legendă. O mare legendă care trebuie trăită, de fapt. Că dacă e o mare legendă și rămâne doar o istorie, rămâne o istorie scrisă sau nu știu care memorie, e pierdută. Legenda asta, România de azi, trebuie trăită, pur și simplu, de fiecare om din țara asta. De toți oamenii trebuie trăită. Pentru că atunci când dintr-o generație lipsesc eroii, lipsesc patrioții, atunci se frânge ceva cu țara aceea. Țara aceea se frânge. Și nu știu dacă mai poate fi recuperată de generația următoare. Nu știu dacă în generația următoare mai sunt patrioți, mai sunt oameni dispuși să-și riște viața pentru această națiune. Noi, astăzi, cu generația noastră, sper să împlinim acest lucru. Generația noastră, nu știu dacă generația noastră, poate... Adică pot fi... Am zis poate, sper, nu știu. Eu personal am intrat în această bătălie, e foarte grea, dar mi-o asum și eu nu m-am drum de întoarcere. Chestia asta mi-amintește, iată, chestia asta mi-amintește de Spartacus, când a dat ultima bătălie cu legiunile romane și înainte de a începe bătălia a scos sabia și a ucis calul. Iar unul din generali îl întreabă, Spartacus, de ce ți-ai ucis calul? Putea să fie salvarea ta la un moment dat. Și Spartacus a spus, dacă voi fi învingător, îmi aleg un cal roman. Dacă voi fi ucis, nu mai am nevoie de cal. Așa sunt și eu. Mi-am deci, ucis... Și pentru ați... Și-a tăiat și posibilitatea eu de eu mi-am ucis orice drum de întoarcere. Da. Realmente. Nu știu, te susțin. Îți mulțumesc frumos, Miron, și vom găsi. Vom găsi oameni care să meargă pe drumul nostru. E drumul cel mai bun. E calea cea mai bună pentru România, pentru națiunea aceasta. Trebuie să deschidem drumul. Atât. Da, iar cei din primele rânduri știi că vor cădea, vor pica. Da, normal. Iată. Dar nu-i nimic. Vin după noi. Sper să vină după noi oameni care să ajungă până în inima României și să bată odată pentru totdeauna această inimă. Tare și puternic în istoria națiunilor contemporane. Începutul e deja făcut și repunerea simbolurilor sacre la locul lor este, de fapt, acest început, pentru că fără drapelele sunt, de fapt, niște steaguri. Sigur. Aceste simboluri. Sigur, sigur că da. Fără și ele nu putem merge înainte. Aș vrea să mulțumesc și vreau să mulțumesc din tot sufletul televiziunii în care suntem, 6 TV, pentru că ne-a permis să punem acest tricolor. Este mândria noastră națională, chiar dacă e în doliu. Sper să scoatem doliu cât de curând. Vreau să le mulțumesc frumos că ne găzduiesc și ne dau posibilitatea să trimitem un mesaj către România. Cred că ar fi timpul să formulezi direct acest mesaj aici de la postul 6 TV. Dragii mei români, frații mei, de cruce, de sânge și de spirit, știți foarte bine în ce țară trăim, știți foarte bine ce trecut am avut, știți foarte bine că dacă am ajuns până în clipa de față, în urma noastră au murit pentru tricolor, au murit ca această țară să aibă o identitate culturală și istorică. Vă rog și chiar vă cer
ca pentru aceste jertfe, aceste pisanii românești care au rămas în urma noastră și n-au avut puterea, pentru că au fost și generații care nu s-au bătut până la capăt cu, pentru sufletul României, aș vrea ca de astăzi, începând, de mâine, aș vrea să vă adunați toți, să ne adunăm toți, ca să creăm o nouă Românie. Pentru că fiecare dintre noi avem copii, avem nepoți și mai mult decât atât, avem o identitate care este, după părerea mea și a multor istorici din Antichitatea Greacă, din Antichitatea Culturală, suntem cei care au plecat în lume, vorbesc de înaintașii noștri, au plecat în lume și au făcut celelalte națiuni. Sunt lucruri concrete, lucruri foarte clare și sper să deveniți într-o zi eroi acestei românii contemporane. Vă aștept, frații mei români, ca să întregim istoria României de astăzi, pentru că astăzi istoria României are nevoie de noi toți. Deci asta ar fi mesajul. Acum mi-e pur și simplu greu să mă mai întorc la subiectele de referință punctual. Poate doar ca să închei emisiunea. A fost emoționant și pentru mine. Am văzut imaginile pe care poate nu le-am văzut bine atunci când le-am filmat. Am detașarea aia care strânește emoții. Atunci ești tehnic când vezi, doar sesizezi că e ceva important. Acum am văzut și eu, trebuie făcut ceva pentru Brâncuș, trebuie făcut pentru Avram Iancu, trebuie făcut pentru Transilvania, pentru că Transilvania este în pericol. Trebuie făcut ceva pentru viitorul nostru. Mi-am depășit puțin statutul de moderator, vă rog să mă iertați. De fapt, jurnalismul pe care îl practic eu este un jurnalism de atitudine. Am învățat de la Eminescu, care este nu numai invitatul permanent și special al acestei emisiuni, este, să zicem, reperul fundamental al Uniunii Ziaristilor Profesioniști pentru prima dată într-o structură de braslă și modelul tutelar al României. Deci, nu îmi cer scuze, nu trebuie să mă rușinez foarte tare, pentru că am ieșit din situația de arbitru și am intrat în cea de activist. Să nu închei, că m-am și informații. Câteva secunde. Așa, și chiar te-aș ruga să... Am purtat acest doliu la gât, pentru că tricolorul național este în doliu. Este acea ofensă care i s-a adus la Sfântul Gheorghe. Iată, azi îmi voi da doliul la o parte de lângă tricolor, îl voi pune pe masă și de acum încolo jur, eu jurământ, pentru că eu am crescut într-o familie de oameni care au luptat, strămoșii mei au luptat la Plevna, tatăl meu a fost ofițer și a jurat pe tricolor. De acum încolo voi lupta pentru acest tricolor, pentru identitatea națională. Stimați telespectatori, a fost un final tulburător. Sper să ne revenim până săptămâna viitoare. La revedere! Ioane, 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 ai murit ca milioane, Ioane, trupul ți l-au frânt, Ioane.